discutăm dacă suntem mântuiți prin credință în Domnul Iisus Hristos sau prin apartenența la un cult oarecare. Domnule pastor, mai avem o altă emisiune despre mântuire, specific despre cum poate fi un om salvat. Întrebarea de astăzi am primit-o pe site-ul moldovacreștină.md și vreau să amintesc telespectatorilor că puteți adresa întrebări prin intermediul acestui site. Și telespectatorul nostru întreabă dacă credința în Hristos Iisus ne mântuiește ori apartenența la un cult. Și zice, de ce, dacă suntem toți creștini, de ce nu suntem toți la un loc și nu suntem toți una, întreabă telespectatorul nostru. Deci, suntem noi oare mântuiți prin apartenența unui cult și care cult este adevărat, dacă așa este? Categoric nu suntem mântuiți prin apartenența la un cult. Dar suntem mântuiți doar prin credință în Domnul Iisus Hristos. Toată Sfânta Scriptura aceasta ne învață. Mântuirea este doar prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin acceptarea și urmarea învățăturii Lui, întregii Lui învățături, așa cum am găsit-o pe paginile Sfintelor Scripturi. Deci numai așa putem fi mântuiți, nici cum nu putem fi mântuiți altfel. Dar dacă suntem mântuiți, atunci neapărat vom face parte dintr-o biserică locală. Nu poate fi un om mântuit să nu-i piesă de Biserica lui Hristos, să stea într-o parte, nu. Cine este mântuit, face parte, merge în Biserica lui Hristos. Pentru că aceasta este partea învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci dacă zici că crezi și nu urmezi învățătura Lui, atunci nu crezi. Cine crede, urmează toată învățătura Lui. Inițial a fost o singură biserică. De fapt și acum, și azi este o singură biserică. Cine sunt biserica? Cine alcătuiesc biserica? Biserica alcătuiesc cei care au crezut în Domnul Iisus din toată inima, cei care au avut experiența nașterii din nou, cei care au căpătat iertarea păcatelor, au primit Duhul Sfânt prin credință în Domnul Iisus Hristos. Pentru că cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos și nu este mântuit. Deci oamenii care au crezut, cred tot ce este scris în Sfânta Scriptură și au primit Duhul Sfânt, au experimentat nașterea din nou, oamenii aceștia sunt mântuiți. Ei fac parte din diferite confesiuni, diferite culte. Dar oamenii aceștia, ei fac parte din biserica adevărată a lui Iisus Hristos. Biserica o alcătuiesc cei care au Duhul Sfânt. Inițial, nu au fost așa multe confesiuni. Dar cu trecerea vremii, numărul confesiunilor a crescut și astăzi sunt mai mult de 40.000 de confesiuni în creștinism, numai în creștinism. Să zicem că toate sunt adevărate, este greșit. Să zicem că doar una este adevărată, tot este greșit. Sau să zicem că numai una este adevărată, sau niciuna nu este adevărată, tot este greșit. Nu, confesiunile, unele au deviat de la învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. Altele urmează învățătura Domnului Iisus Hristos, dar au anumite particularități specifice lor. Să zicem, de exemplu, acum suntem la școala de misiuni. Avem studenți veniți din 16 țări ale lumii. Avem studenți veniți din 16 țări ale lumii, dar toți studiem aceeași Sfântă Scriptură. Toți. Nimeni din ei n-a zis că la noi e altă Sfântă Scriptură, la noi e altă Biblie sau ceva. Nu, toți absolut avem exact aceeași Biblie. Sunt din confesiuni diferite. Nu o să-i vedeți niciodată să discute despre confesiuni. Ei discută numai despre Domnul Iisus Hristos. O relație așa frumoasă între ei toți, pentru că toți studiază Scripturile, toți urmează Sfintele Scripturi, ceea ce este scris aici. Și atunci nimeni nu consideră că fratele lui, din motiv că face parte dintr-o altă biserică, zicem, avem din Church of Pakistan, Biserica Pakistanului, sunt aici din Biserică Baptistă, din Biserică Presbiteriană, din Biserică... Nu ne împiedică nimic ca să fim într-o unitate frumoasă, toți au crezut în Domnul Iisus Hristos, s-au botezat prin credință, urmează învățătura Lui, bine, ne înțelegem foarte bine, toți facem parte din aceeași împărăție. Iată așa, dar nici cum nu poate crede vreun om și să nu creadă cumva vreun om că poate fi mântuit prin apartenența de un cult. Dar nici, ce se mai întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Sunt oameni care fac tentative, așa îi zic, nu, noi nu vrem să aparținem niciun cult, noi suntem creștini, așa se numesc. Noi suntem creștini, biserica lui Hristos.
sunt de cei care nu merg la nicio biserică, ei l-au părăsit pe Hristos, ei nu sunt cu Hristos, n-au nimic a face, pentru că ei au condamnat pe toți restul. Deci, după ei, în lumea asta nu mai sunt ucenicii lui Hristos, afară de ei, sau cum așa ar fi. Cam așa s-ar trebui. Ei sunt cei mai coreți. Da, cei sunt cei mai coreți. Nu. Hristos ne învață că trebuie să suntem mădulare ale trupului. Unde-i trupul acestor oameni? Că ei sunt mădularele lor însă și nu se raportează la niciun trup. Hristos a spus că a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și așa mai departe. Ei nu se raportează la nimeni, nimic. Oamenii aceștia n-au nimic a face. Ei nu slujesc celorlalte mădulare, nimic. Nu. Deci cei care se măgulesc cu gândul că ei fac parte din biserica adevărată a lui Hristos și ei stau acasă și nu merg nicăieri, citesc Scriptura, să nu se mai măgulească. Nu sunt mântuiți. Oamenii care sunt mântuiți și au Duhul Sfânt, ei nu pot sta aparte, pentru că același Duh îl avem toți copiii lui Dumnezeu, indiferent dacă facem parte din diferite confesiuni, și noi cei care avem același Duh vrem să urmăm aceeași învățătură a Domnului Iisus Hristos și noi avem nevoie unii de alții, noi suntem atrași unii către alții, noi nu putem unii pentru alții, unii fără alții, pentru că suntem mădulare ale aceluiași trup, noi alcătuim un singur trup și avem nevoie unii de alții. Deci cei care se măgulesc cu gândul ăsta să nu facă, dar eu mai vorbesc de alții care încearcă să se separe de orice altă confesiune, să nu se identifice cu o confesiune și să zică că noi suntem Biserica lui Hristos. Noi nu facem parte de nicio confesiune. Sau chiar așa se numesc. Non-denominational church. Biserica neconfesională, fără nicio confesiune. Ei, nu merge așa. Nu merge așa. Pentru că din moment ce ai spus asta, ai creat o altă confesiune. Care exact. Este în afară altă. Ai creat o altă confesiune care pe urmă își va lua denumirea, sau va rămâne cu denumirea asta neconfesională, dar e o confesiune neconfesională, nu știu cum zic, care, o confesiune care se numește neconfesională, dar e tot confesiune și ea. Sau, nu știu cum, să fac așa o comparație, cum ar fi dintr-un sat, să rup o parte și zic, noi nu mai vrem să mai facem parte din niciun sat, ne ducem noi să locuim într-o parte, dar voi ce o să faceți acolo? Un alt sat. Ce o să fie altceva? Un cătun, dar tot sat și acela, e un cătun mic, o stradă, nu știu, dar tot e o localitate. E o localitate. Voi zici, nu mai vrem să mai venim într-o localitate, dar o să fim de acolo. Deci nu merge așa. Tot ceva alcătuiesc. Așa că nu este adevărată abordarea asta. Și copiii lui Dumnezeu, ei știu că Dumnezeu vrea să urmăm învățătura Domnului Iisus Hristos, așa cum este ea pe paginile Sfintelor Scripturi. Și oricine vrea să facă aceasta, o face cu dragă inimă. O va face cu dragă inimă totdeauna, nu îi va privi pe alții ca și străini, ca și... Și nici nu va găsi pedic în faptul că face parte dintr-o confesiune. Am mai văzut acum, am observat că în ultima vreme se fac anumite creștini, care cunoaștem că ei sunt creștini, ei fac anumite activități sociale, acțiuni sociale de proporție, așa, încearcă să facă cu anumite ocazii în societate, dar ei nu se identifică ca cu biserica, nu se identifică ca și creștini. Eu cred că au pornit pe un făgaș foarte greșit. Sau nu se identifică cu anumite confesiuni. Nu mă tem să spun nici confesiuni. Eu sunt baptist și le spun la toți oamenii, sunt baptist, avem în urmă moștenire foarte frumoasă, avem oameni care au avut o credință și au o credință curată, frumoasă și trăiesc credința. Pentru mine este o onoare, o cinste să fac parte dintr-așa o confesiune. Nu înseamnă că disprețuiesc alte confesiuni. Dar aici, în confesiunea aceasta, oamenii au urmat învățătura sănătoasă, urmează învățătura sănătoasă. Este predicată Evanghelia. Mulți l-au cunoscut pe Domnul Iisus prin slujitorii acestei confesiuni. Că au fost și oameni care au compromis, au fost, este adevărat. Nu-i pădure fără uscături, știm noi proverbul. Dar da, nu ne uităm la uscături, ne uităm la pădure. Suntem la o pădure și avem o armată de martori frumoși care au dus Evanghelia, au făcut o lucrare așa frumoasă. Așa că nu este corect să nu dorești să te asociezi cu o confesiune. Pentru că, nedorind să te asociezi cu o confesiune, în cele din urmă, tot vei adera la una sau vei crea tu una sau nu știu ce vei face. Deci nu. Asta e situația, că ne-am trezit acum așa, că sunt în diferite confesiuni și nici să-i privim pe toți alții, nici să fim exclusiviști de ăștia care îi privim pe toți restul pierduți. Nu, Doamne ferește, nu, Dumnezeu e cel care judecă și Dumnezeu, spune-mi, ne va judeca după cuvântul Lui. La El prea puțin contează confesiunile. Până la urmă, cred că Dumnezeu nu mai privește la denumirea care se identifică oamenii, că sunt baptiști, că sunt presbiterieni sau alte biserici, și cei care cred în Domnul Iisus Hristos și sunt copiii Lui. Da, eu chiar aș mai vrea să mai adaug aici. Mi-am amintit John Wesley. A fost fondatorul, întemeitorul tot a unei confesiuni. Fără să fi vrut el,
antemeiată confesiunii. Nu s-a gândit la aceasta. Da, el n-a urmărit lucrul ăsta. El a ieșit din biserica anglicană și a început să propovăduiască Evanghelia. Și așa a apărut biserica metodistă. Doar că dacă s-ar trezi și ar vedea în ce direcție a luat-o biserica metodistă, săracul ar mai muri de inimă odată. Luther, tot așa, el nu vroia. Luther tare se supăra când cineva se numeau luterani. Tare. El zice, mormanul ăsta de viermi, zice, voi luați numele la mormanul ăsta de viermi, să vă numiți cu creștini sunteți. Nu mai spuneți așa. El era foarte supărat. Că el singur despre sine spunea că este un morman de viermi, mai mult nimic. Și... Dar oamenii s-au identificat cu el pentru că l-au urmat pe liderul ăsta, așa a apărut, ca și confesiune, luterani. Însă mă întorc înapoi la John Wesley. John Wesley, el toată viața s-a trudit, a vestit Evanghelia, a făcut o trezire spirituală nemaipomenită în Anglia, ce s-a întâmplat prin omul acesta. Și zice, spre sfârșitul vieții ar fi visat un vis. El a mărturisit aceasta. Zice, într-o noapte a visat că s-a trezit deodată, se făcea la porțile iadului. Și el a întrebat, zice, aici catolici sunt? Catolici avea el probleme. Sunt câți vrei. Anglicani sunt? Foarte mulți. Luterani sunt? Mulți. Metodiști? Foarte mulți. Extraordinar. Atunci omul s-a gândit, pentru ce am alergat eu toată viața? Dacă e toți aici. Tot în vis. Și ăla s-a trezit la porțile raiului. Și întreabă, aici catolici sunt? Nu. Îngerul îi spune, nu sunt. Zice, dar anglicani sunt? Nu sunt. Dar luterani sunt? Nu sunt. Reformați? Nu sunt. Dar metodiști? Nu sunt. Păi nu-i nimeni aici, zice. Deci nu-i nimeni. Îngerul zice, dar tu n-ai citit în Scripturi? Spune o mulțime care nu poate fi numărată din orice neam, din orice limbă, din orice popor, din orice... Dar cine sunt ei? Ei sunt, cum scrie acolo. Ei sunt cei care au fost spălați în sângele mielului. Sunt oameni care au fost spălați așa Dumnezeu, după așa criteriu Dumnezeu ne alege pentru împărăția cerurilor, nu după confesiunea în care a fost. Pe pământ ei au fost în diferite confesiuni, în diferite popoare, dar acolo sus vom fi, nu mai mergem noi după criteriul de confesiune. Acolo sus mergem după criteriul cum ne-am raportat la Domnul Iisus Hristos. Ne-am raportat la Domnul Iisus Hristos potrivit cu învățătura Lui și cu cuvintele Lui, cu cerințele Lui? Sau le-am pus înainte pe ale noastre? Am vrut să-L forțăm pe El să se conformeze cerințelor noastre. Cei care încearcă să o facă așa nu vor vedea împărăția celor. Noi putem vedea împărăția celor dacă intrăm în nou legământ cu El și ne conformăm cerințelor Lui. Deci categoric suntem mântuiți doar prin credință în categoric Domnul Iisus Hristos. Categoric numai prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin credință în tot ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Și dacă credem, vom face parte dintr-o confesiune care urmează, exact, care nu are doctrini potrivnice cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că sunt multe confesiuni care învață erezii, care au lăsat cuvântul lui Dumnezeu la o parte și au pus o tradiție omenească, învățătură omenească și nu le pasă de ceea ce este scris în Sfintele Scripturi și ori de câte ori cineva întreabă cu privire la ceea ce scrie în Sfintele Scripturi, ei încearcă să învârtească, să le facă lucruri, le fac niște vicleșuguri așa omenești pentru a îndreptăți lucruri care nici cum nu pot fi îndreptățite, pentru că este scris negru pe alb în Sfânta Scriptură și este foarte clar. Avem încă o emisiune în care discutăm despre confesiuni, despre care este biserica adevărată și cum poți găsi biserica adevărată. Vă invităm ca să priviți această emisiune și puteți da click pe acest link care va apărea acum pe ecran ca să priviți emisiunea despre biserica adevărată. De asemenea, vă invităm ca să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să împărtășiți, să împărțiți această emisiune și cu prietenii voștri, dacă v-a plăcut această emisiune. Vă mulțumim mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze.